Mai departe, cu tremur în zona seismică Vrancea, în ajunul Crăciunului, seismul s-a produs în această dimineață la ora 8 și 6 minute, la o adâncime de 96,8 km și a avut o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter. Acesta s-a resimțit în mai multe orașe, precum Focșani, Buzău, Sfântul Gheorghe, Brașov, Bârlad și Ploiești. România a fost guduită de o serie de cutremure în luna sărbătorilor. În urmă cu două săptămâni au fost înregistrate alte două activități seismice în țară, de aproximativ 4 grade magnitudine. Vă reamintim, la începutul lunii, în data de 4 decembrie, s-a produs și un cutremur cu magnitudinea de peste 4 grade, respectiv 4,8 grade pe scara Richter.